Și sezonul de schi ne ia prin surprindere. În timp ce în Austria a început deja, hotelierii noștri se grăbesc să calculeze prețuri și culmea le dă la fel ca în Austria. Ce nu le iese la calcul e lungimea pârtiilor. Pentru fiecare kilometru românesc de pârtie, amatorii de schi primesc în Austria 75 de kilometri, mai mult decât distanța de la Comarnic la Brașov. Pe Valea Prahovei încă se mai fac pregătiri pentru amenajarea pârtiilor și reparațiilor la instalațiile de transport. Hotelierii nu stau degeaba. Se gândesc deja la profiturile aduse de schiori. În Azuga, la un hotel de 3 stele, cazarea pe noapte este cu 10% mai scumpă decât în 2012. Pachetul de Crăciun este de 750 de lei loc în cameră dublă și revelionul 1500 de lei. Pe noapte înseamnă 185 de lei de Crăciun și 300 de lei de revelion. La Brașov, hotelierii se pregătesc și ei. Pentru început au făcut prețurile. Un hotel de 4 stele cere pentru Crăciun 273 de lei pe noapte de persoană, inclusiv masa festivă. De Crăciun am pregătit și mergem pe platouri tradiționale, cu purcel la proțap, ghiudem din vită și oaie, preparat în casă. Avem rața afumată, care o pregătim noi, cu trufe de Transilvania. Și austriecii se pregătesc să-i primească pe români de Crăciun. The attention of farm houses are not that expensive, so you can get there for a stay there for a week from 150 euro for two persons, including breakfast. But in a 4 or 5 star hotels, you have to pay 150 euro per day. Diferențele mari sunt pentru schiori. Dacă în țară avem 120 de kilometri de pârtie, în Alpii austrieci sunt 9000 de kilometri. Chiar dacă ski pasul este mai ieftin în țara noastră, dacă raportăm banii plătiți la ce primesc turiștii, situația se schimbă. În Poiana Brașov, schiorii plătesc 30 de euro pe zi pentru a schia pe 22 de kilometri, în timp ce la Azuga dau 28 de euro pentru numai 8 kilometri. În Austria, un abonament de o zi pe Zillertal Arena costă 45 de euro. Peste 300.000 de turiști români vizitează în fiecare an Austria. În cazul României, nu există cifre oficiale. Pantofi.